Bine ați revenit la umbilisimo.ro, tableta este Evolio X8 Fusion. Astăzi îmi prezentă review-ul său. Acesta este un device care s-a lansat la finalul lunii ianuarie. Este destul de proaspăt. Poate fi a voastră la un concurs umbilisimo.ro. Diagonala sa măsoară 7,85 de inci și este cea mai subțire tabletă de 7 inci cu branding românesc. Avem și o tastatură la pachet, care are și rol de protecție a ecranului, și aflați că Evolio Shop oferă cadou cu acest device un card microSD de 8 GB și doar în acest weekend o super reducere de la 649 de lei la 599 de lei. Rețineți această reducere, inițial prețul era de 749 de lei, între timp a scăzut, am văzut că și la EMAG este de 649 de lei, deci reduce peste reduceri la acest terminal. În fine, până când va fi publicat acest review, probabil că se va mai modifica prețul. Eu vă spun prețul de bază, 749 de lei, cu eventuale reduceri de 100, maxim 150 de lei în următoarele săptămâni. Să vorbim despre design. Am tot lăudat grosimea acestui device, 6,8 mm. 99% din tabletele din România nu se pot lăuda că sunt atât de subțiri, nici măcar cele ale brandurilor mari. Deci doar 6,8 mm, foarte subțire și arată foarte subțire. Apoi este un format în stil iPad, dacă vreți, iPad mini evident, și rivalizează cu OLED Viva i8 și Eboda Revo R85 pe aceeași felie, ca să zic așa, același format. Construcția și materialul sunt foarte bune, multă atenție la detalii pe acest model, a fost construită cu mare grijă, carcasă metalică din aluminiu, aderență bună, construcție solidă și rezistentă, cântărește 300 de grame și hai să vedem, în spate avem o cameră de 2 megapixeli, în față avem încă o cameră și evident ecranul și un difuzor în partea inferioară, în partea superioară avem butonul on-off și cel de volum, apoi jos avem grosul, adică jack-ul audio, un mic buton pentru resetare, portul micro USB, portul HDMI și un orificiu căruia identitate nu o cunosc, poate fi un microfon. Ok, în rest, în zona frontală, după cum am spus, cameră și difuzor. Butoanele, despre care am vorbit mai devreme, oferă un feedback foarte bun, atât cele de volum, cât și cel on-off, răspund bine la comenzi și le simțiți atunci când apăsați în partea superioară. Despre tastatură, putem să folosim tastatura și ca un capac de protecție. Observați acești trei clești. 1, 2, 3. Se prinde foarte ușor de tabletă. Iată. Și o protejează. Dacă vreți să scoateți tableta eficient, trageți de lateral și deja ați scos-o. Ok. Vedeți că este foarte subțire această tastatură, accesoriu tastatură. Trebuie să mai spun și că este destul de comodă atunci când tastăm pe ea. Evident, este mică pentru degetele mari, dar vă puteți obișnui cu ea dacă este nevoie să scrieți ceva urgent, în excursie, în vacanță sau în concediu. Trebuie să spun că tableta o fixați în această fantă de aici, deasupra butoanelor, o plasați astfel și puteți scrie, puteți să vă uitați doar la un film fără a folosi tastatura, doar o fixați în acești unghi perfect pentru vizualizare. Despre butoane și alte aspecte ale tabletei, iată, avem un buton on-off chiar aici, un port micro USB pentru încărcare și un buton pentru conectare chiar aici, plus două LED-uri lângă. Tastatura este mică, dar își face treaba, este comodă și chiar și tastele răspund bine la comenzi. Rețineți că acest produs împreună oferă garanție pe 2 ani. Mi-e place designul, să vedem cum stăm cu hardware-ul. Ecranul este un Super IPS HD de 7,85 inci, rezoluție 1024x768 de pixeli. Procesorul de la interior este un quad-core Rockchip RK3188T. Este un ARM Cortex A9 cu frecvență de 1,4 GHz. Ca stocare avem 8 GB de memorie internă, 1 GB de RAM și slot microSD care oferă încă 32 de GB. Camera din spate 2 megapixeli, cameră frontală de 0,3 megapixeli, Bluetooth, Wi-Fi, suport pentru modem 3G și un port mini HDMI. Alte dotări includ un GPU Mali 400 MP4 și bateria de 3900 mAh. Evident, am făcut și teste de această baterie. Iată-ne în zona de screenshot-uri și iată-ne și în zona bateriei. Observați, cu 9% de baterie rămas, avem 5 ore și 33 de minute. Ce am făcut? Am lăsat Wi-Fi-ul pornit, am dat luminozitatea la 50% și am început playback HD, în cazul filmelor, pe acest device. Am atins 5 ore și 40 de minute și ne-a și rămas 4%. Este puțin peste performanța lui Eboda Revo R85 și, per total, o performanță bună pentru o tabletă de acest gen, performanța rezonabilă, aș spune, 5 ore, 40 de minute de playback video HD, continuu, cu Wi-Fi
pornit. Încărcarea are loc în 3 ore și 18 minute și per total bateria este ok, nu este o performanță fantastică, ci doar ok. Pe partea audio, o să căutăm aplicația muzicală și să vedem cum se descurcă acest difuzor singular din partea inferioară. Să vedem ce melodie avem la dispoziție și să dăm la maxim. Iată difuzorul. Că trebuie să remarc neapărat amplasarea ciudată a butonului de volum sus. Mă obișnuiesc de obicei să apăs undeva lateral. Ei bine, acum trebuie să apăsăm sus și nu știm exact care este volum sus sau volum jos, dar ne putem adapta. Despre experiență, avem un egalizator, ceea ce este bine, își face treaba foarte bine, volumul este ok, tableta s-aude destul de bine, sunetul este clar, asta e important, nu apare nicio stridență nici la volum maxim, basul este ok, per total o experiență audio plăcută. În afară de plasarea ciudată a butonului volum de sus, suntem total încântați de experiența audio. Și acum să vedem cum stăm cu cea video. Clip test mobilissimo. Ok. Este vorba aici despre un ecran de 7,85 de inch, Super IPS HD, rezoluție de 1024x768 de pixel, unghi de vizualizare largi. Culorile sunt vii, dar nu sunt suprasaturate și luminozitatea este destul de bună, aș putea spune. Și avem și dovezi în această privință. Am pus tableta la microscop, am folosit și un luxmetru și au rezultat următoarele imagini. Cam așa arată ecranul tabletei pe negru, mărim și să vedem pixelii. Și cam așa arată ecranul tabletei pe alb. Am atins 292 unități lux, pixelii de tip RGB Stripe. Iată luxmetrul nostru. Pot să spun că ecranul este destul de bun. Bate alte modele cu diagonală similar la capitolul luminozitate. Deci suntem încântați de experiența video. Vedeți și voi cât de vii sunt culorile și cât de luminos este ecranul. Deci nicio obiecție la acest aspect. Camera, exact cum spun eu de obicei, mai ales când este o cameră cu rezoluție scăzută, este aici doar pentru a bifa o specificație. Obișnuitul nostru castel. Facem o poză. Este cea mai rapidă cameră din lume și provoacă destul de mult noise. Iată, avem opțiunea panoramă, opțiunea video, ca de obicei balans de alb, mărimea fotografiei maxim 2 megapixeli, stocăm locul și modul scenă, auto și night. La filmare o să vedeți că avem și timelapse și din nou balanță de alb. După cum am spus, camera este aici doar pentru a bifa specificații. Dacă aveți nevoie neapărat să faceți o poză, ea își va face treaba, altfel este inutilă. Ok, acum să intrăm și web browser. Iată, suntem pe pagina Evolio și hai să intrăm pe pagina Mobilissimo să vedem cum stăm cu viteza. S-a încărcat rezonabil. O să vedeți și benchmark-ul browser Mark 2.0. Nu este cel mai bun browser din lume, dar câtă vreme putem citi o pagină web, le declarăm încântați. Iată și pinch to zoom. Întoarcem tableta în landscape. Iată și noul nostru MobiCast, vi recomandăm cu multă căldură. Ok, cam atât despre web browsing și temperatura. Acum începe analiza performanței. Iată termometrul, am atins 34,1 grade Celsius după 15 minute de jucat Riptide GP2 pe acest device. Pot să spun că este rezonabil, pot să spun că spatele tabletei nu se încinge. Am jucat în aceste zile numai jocuri moderne pe acest terminal. Vedeți că avem instalat Siberia,
aici. Am testat și Asphalt 8 și Riptide, toată a mers excelent, deci tableta este cu adevărat modernă. Nu putem uita benchmark-urile și probabil vă întrebați cu ce modele am comparat acest terminal. E bine, Evolio X8 Fusion l-am comparat cu alte modele cu diagonală similară, Evoda Revo R85 și Allview Viva Q8. În quadrant am atins 5600 puncte, ne-a depășit modelul Evoda cu 700 de puncte și am depășit Viva Q8 cu 3000 de puncte aproape. În Antutu am atins 17000 de puncte, 17220. Aici am fost depășiți de Revo, Evoda Revo cu 3000 de puncte, am depășit Viva Q8 cu 5000 de puncte. Iată-ne și în Nenamark, 60,1 FPS, am depășit Evoda Revo cu 1 FPS și am depășit Viva Q8. De fapt, nu, mint, am fost depășit de Allview Viva Q8 cu 1 FPS. Evident, avem aici o rezoluție destul de bună. Hai să vedem, Velamo, 1957 de puncte. Am întrecut Allview Viva Q8 cu 700 de puncte și ne-a depășit Evoda Revo R85 cu 200 de puncte. 3D Mark, un scor mititel, 3273 de puncte. Am fost depășit și de Evoda și de Allview, primul cu 700 de puncte, iar al doilea cu 1700 de puncte. În Browser Mark, ați văzut că Browser nu este cel mai rapid din lume și se încarcă destul de greu. Dovada Browser Mark 2.0, doar 1292 de puncte, cu 400 mai puțin decât Allview. În ciuda faptului acesta, vedeți, benchmark-urile nu reflectă mereu realitatea, atât Evoda Revo R85, cât și uneori chiar și Allview Viva Q8 se mai blocau, aveau parte de lag, în special modelul Evoda, știți și voi cât de des se bloca și ce lag a avut chiar și în review. E bine, în schimb, acest Evolio nu are probleme de acest gen, o interfață foarte rapidă, putem să intrăm în browser și să revenim cât de rapid dorim, să deschidem altă aplicație și să ne jucăm cu aplicațiile multitasking fără probleme. Dacă făceam asta pe Evoda Revo R85, probabil ne blocam. Vedeți, benchmark-urile nu reflectă realitatea și nu avem nicio problemă cu funcționarea și performanța pe acest device. Personal, sunt încântat că merge Siberia și Asphalt 8. Hai să vedem și ce browser folosim. Mă scuzați, ce sistem de operare folosim. Android 4.2.2, care a fost customizat de către cei de la Evolio cu un singur aspect. Butonul de screenshot. Și intrăm și în zona de setări, unde iată că avem opțiuni speciale pentru HDMI, rezoluție, zoom și screen timeout și opțiuni speciale pentru screenshot. Acum trecem la acea secțiune a review-ului în care vă arăt aplicațiile preinstalate pe acest device. Primul este Aldico, care este atât un magazin de cărți pe care le puteți cumpăra, cât și un e-reader. Iată câteva dintre cărți, unele cu prețuri foarte bune, unele destul de celebre și hai să vedem și această carte. Iată cum dăm pagina și iată și câteva din opțiuni, putem schimba în modul nocturn. Avem și câteva opțiuni speciale pentru text, orientare, porte sau landscape, luminozitate, tipul de font sau margini, putem să punem un semn de carte și avem și o zonă de setări, deci o aplicație de e-reading completă. Continuăm periplul printre aplicații, îl mai găsim și pe faimosul AutoVit, preinstalat pe acest device. Căutările și anunțurile zilei, căutări salvate, o listă de mașini, cine vrea să cumpere mașini va folosi probabil această aplicație. Aici putem salva o mașină și putem posta un anunț chiar, dacă dorim să vindem un automobil, completăm aceste formulare și totul este ok. Apoi trecem mai departe, avem Facebook preinstalat, avem și Norton Mobile Security cu o licență pe 12 luni, avem funcții anti-malware, anti-furt, backup și protecție web și identificarea potențialelor riscuri. Rețineți, licență pe 12 luni, gratuită. Avem Pinterest la dispoziție, o aplicație pentru presa online. Câteva știri și CNOW HD, care aduce 60 de posturi TV, o grămadă de filme, seriale, toate la dispoziție prin această aplicație. Iată și filmul cu Ashton Kutcher, Jobs. Ok, mai aflat că în pachet cu această tabletă vine pe lângă tastatură și un cablu USB OTG care vă permite să conectați un stick USB la terminal dacă este nevoie. Și acum un mic tutorial de pairing al tabletei cu tastatura. Intrăm în zona de setări, activăm Bluetooth-ul
Ok, trebuie să scriem o combinație de cifre pe tastatură. Și apoi Enter. Mai încercăm o dată. Și hai să mai scriem încă o dată. Ok, iată, s-a conectat. În sfârșit, după încă o încercare, scrie foarte clar aici connected. Și hai să vedem cum funcționează această tastatură. Să presupunem că avem de scris un e-mail. Ok, și intrăm în aplicația Gmail. Mail nou și să începem să scriem e-mailul. Ok, iată ce am scris în acest interval de timp. Hai să dăm un mic zoom. Salutare prieten, vă mulțumim că urmărit acest review, tastatura destul de comodă, chiar și pentru degete groase, eu zic că își face treaba destul de bine. Și acum a venit momentul concluziilor legate de această tabletă, aspectele pro și contra. În primul rând, la aspectele pro intră evident designul, o tabletă ultra subțire, apoi prezența tastaturii la pachet este un mare plus. Tastatură subțire, tastatură destul de comodă și tastatură care poate deveni un dock pentru acest device pentru vizionarea clipurilor video. Ok, în rest trebuie să spun că acest device rulează chiar și jocuri noi, apoi atenția la detalii în design este un alt mare plus și trebuie să spun că un terminal slim, un ecran bun și un difuzor destul de ok merită cu desăvârșire prețul, care mai nou este 649 de lei sau chiar mai puțin de atât. Apoi avem un port HDMI, avem și Nord Mobile Security la pachet, deci numai avantaj. Evident, faptul că nu avem pic de lag este încă un mare thumbs up pentru Evolio X8. Pe partea de lipsuri, dacă vreți, sau lucruri care ar fi putut fi făcute mai bine, avem lipsa unui GPS, apoi plasarea ciudată a butonului de volum, bateria care ține 5 ore și jumătate, poate și dorit un pic mai mult, și apoi trebuie să spun că browserul nu este chiar cel mai rapid din lume, deci observați, nu avem foarte multe defecte, cu siguranță pro-urile cântăresc mai mult în acest caz. Ok, îi acordăm tablete pentru design, o notă mare, 9.70 din 10, pentru hardware un 9.30, pentru sistem de operare și interfață un 9, pentru o notă finală de 9.33 din 10, un produs foarte bun și acum regulile concursului, deoarece acest device poate fi al vostru. Câștigați tableta în valoare de 749 de lei sau 649 de lei în funcție de oferta zilei prin următoarele metode. Trebuie să ne trimiteți dovada că urmăriți pagina de Facebook Evolio, dovada că ați intrat pe pagina site-ului Evolio dedicată lui X8, apoi să postați un comentariu la articol, la review Evolio X8 sau unboxing Evolio X8 răspunzând la întrebarea de ce aveți nevoie de această tabletă. Și în cele din urmă să dați share la articolul de unbox sau de review prin mijloacele de social media precum Facebook. Sau puteți dați share clipul YouTube. Toate aceste capturi pe care le-am menționat mai devreme trebuie trimise pe mail la concurs@mobilissimo.ro. Subiectul concurs Evolio X8. Evident, includeți și aspecte precum numele real, număr de telefon și adresă. Și apoi veți avea șansa de a câștiga această tabletă și accesoriul său inclus la pachet. Tragerea la sort se face prin random.org la o săptămână după publicarea review-ului text destinat acestui model. Cam atât la mobilissimo.ro, 9.33 din 10 pentru Evolio X8 Fusion, o super tabletă autohtonă. La revedere!